Cartea Apocalipsa, capitolul 11, de la versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și i s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său și în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Amin. Ne rugăm Domnului. Doamne Tată, te rugăm în continuare să ne vorbești prin acest text al Scripturii, inspirat de Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne să așteptăm ziua venirii Tale, să fim printre cei mântuiți care se bucură și așteaptă cu drag venirea Ta, nu printre cei necredincioși care vor agoniza și se vor îngrozi la venirea Ta. De aceea, Doamne, îți mulțumim că Te-ai îndurat de noi. Dar pe de altă parte, Te rugăm continuu să mântuiești. Ai milă, Doamne, de cei care nu Te cunosc, astfel încât, cât încă se spune astăzi, să se pocăiască, să se întoarcă la Tine cu toată inima lor. Te rugăm, Doamne, în numele Domnului Iisus și îți mulțumim. Amin. Vă rog să luați loc. În capitolul 8, Ioan aude sunetul a patru trâmbițe. După ce cea de-a patra trâmbiță sună, vede un vultur în văzduh care spune: vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte trei trâmbițe care au să sune, adică a cincea, a șasea și a șaptea. În capitolul 9 asistăm la sunetele cele de a cincea și a șasea trâmbițe. După care, în capitolul 10 și cea mai mare parte din capitolul 11, avem un interludiu, un fel de paranteză, care pune un pic stop acestei desfășurări a trâmbițelor și ne ajută pe noi să privim lucrurile dintr-un alt unghi de vedere, dintr-o altă perspectivă, și anume să vedem cum se poziționează copiii lui Dumnezeu în decursul acestor evenimente. Și în capitolul 10 avem acea scenă cu îngerul care are un sul, o cărticică în mână și i-o dă lui Ioan, Ioan o ia și o mănâncă, este dulce în gura lui, dar în pântece se face amar ca pelinul și este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu care are două dimensiuni. Pe de o parte ne produce multă bucurie, ne hrănește, dar pe de altă parte este un cuvânt al dreptății, al judecății care trebuie transmis în jurul nostru. Iar apoi, în capitolul 11, am văzut că este vorba despre cei doi martori și am argumentat atunci că este vorba despre biserică, se vorbește la plural pentru a sublinia credibilitatea mărturiei bisericii și biserica este chemată să-L mărturisească pe Domnul în ciuda persecuției, în ciuda faptului că cei din jur o vor ataca. Totuși, deznodământul final este unul al biruinței. Biserica va fi biruitoare, va fi adusă la viață, martirii vor fi aduși la viață spre groaza celor care i-au persecutat. Deci, vedeți cum paranteza aceasta, să zic așa, ne prezintă alt unghi de vedere în desfășurarea evenimentelor. Acum, în finalul capitolului 11, se sună din ultima trâmbiță, din cea de-a șaptea trâmbiță. Cu alte cuvinte, a șaptea trâmbiță trebuie să ne semnaleze nouă ultimul vaiet. Uitați-vă în versetul 14, înainte de a se suna din trâmbiță, spune: A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. Și te uiți în continuare să vezi despre cine nenorocire este vorba.
Și la prima vedere diferă un pic a șaptea trâmbiță de celelalte, pare să nu fie vorba de o nenorocire. La prima vedere, dar de fapt este, și chiar cea mai mare nenorocire. Este de fapt cu dublu sens. Ca o monedă cu două fațete. Pe de o parte este cea mai mare bucurie și când întorci moneda pe cealaltă parte e mai mare nenorocire. Și să vedem imediat despre ce este vorba, anume despre triumful regal al lui Hristos. Triumful regal al lui Hristos este cea mai mare binecuvântare, cea mai mare bucurie care va avea loc în acest univers. Dar triumful regal al lui Hristos va fi și cea mai mare nenorocire care va avea loc în acest univers. Și vreau să ne uităm în text să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre triumful regal al lui Hristos și anume faptul, în acest capitol 11, găsim sclipiri din deznodământul istoriei marcat de triumful Domnului Iisus Hristos asupra tuturor vrăjmașilor săi. A șaptea trâmbiță anticipează sfârșitul lumii. V-am spus că mereu se repetă același lucru, deși cu elemente diferite. La fel cum a șaptea pecete, ruperea celei de-a șaptea peceți, anticipa sfârșitul lumii. La fel acum se suprapun ruperea celei de-a șaptea, sunetul din cea de-a șaptea trâmbiță anticipează sfârșitul lumii. Și vedem că, în primul rând, că triumful regal include preluarea totală a împărăției. Da? Deci asta este marea bucurie. Triumful regal, adică atunci când se sună din a șaptea trâmbiță, vine Domnul. Și când vine Domnul, are loc preluarea totală a împărăției. Uitați-vă, vă rog, de la versetul 15 la 17. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau. Ce ziceau? Iată ce ziceau. Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și El va împărăți în vecii vecilor. Și apoi făpturile cerești, cei 24 de bătrâni, pe care îi întâlnim și în capitolul 4 și 5, ființele cerești se aruncă înaintea Domnului, se închină și vedeți în versetul 17 ce spun. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești, care erai și care vii. Pentru ce? Că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Vedeți? Deci venirea Domnului, care se realizează la sunetul din cea de-a șaptea trâmbiță, înseamnă un triumf regal. Faptul că Domnul Iisus Hristos începe să împărățească plenar, că ia sub puterea Lui toată împărăția și că vrăjmașii Lui toți sunt distruși. Despre asta este vorba. Acum, trebuie să înțelegem un pic un aspect. În ce sens ia Dumnezeu toată împărăția? Și aici vreau să fiți atenți. Dumnezeu este stăpânul absolut al Universului. Dumnezeu este suveran peste întreaga creație. Nimeni și nimic nu îi se pot opune. El nu depinde de nimeni. El este atotputernic și Apocalipsa insistă pe atotputernicia lui Dumnezeu. Mereu îl numește pe Dumnezeu și pe Hristos cel atotputernic, cel atotputernic, cel atotputernic. Este singurul atotputernic. Ce înseamnă atotputernic? Face tot ce vrea. Are toată puterea. Toată puterea. Nu există vrăjmaș, nu există forță, nimeni care să îi se poată opune lui. Nu? Și Biblia peste tot ne asigură de lucrul acesta. Și atunci întrebarea logică este, cum adică ai început să împărățești? Cum adică ți-ai luat împărăția? Cum? Dar până acum n-a fost așa? Da și nu. Și vreau să explic în ce sens. Dumnezeu este stăpânul absolut al creației. Însă Dumnezeu a creat ființe cu un anumit grad de libertate și cu discernământ spiritual, cu discernământ între bine și rău. Și El în suveranitatea Lui le-a permis acestor ființe să facă anumite alegeri. Astfel că diavolul, cel care a fost altădată înger pe nume Lucifer, a ales să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Și ca urmare a fost alungat din prezența lui Dumnezeu, fiindcă păcatul nu poate să locuiască în prezența lui Dumnezeu și nici pe cel rău, care este epitomul păcatului, să spun așa, nu poate să locuiască în prezența lui Dumnezeu. În momentul în care a venit în lume Satana și în Geneza a ispitit pe Adam și Eva,
Întreaga ordine actuală a creației a căzut sub standardul păcatului. A fost virusată de păcat și păcatul, odată înfăptuit, atrage după sine moartea. Și ceea ce vedem în jurul nostru este domnia morții. Vedem cum plantele mor, vedem cum animalele mor, vedem cum oamenii mor. Cu alte cuvinte, această lume, așa cum o vedem noi astăzi, din pricina păcatului care este în ea, zace, spune Scriptura, în cel rău. Cu alte cuvinte, păcatul face ca lumea aceasta și în special oamenii să se afle sub robia Satanei. Sunt texte în Scriptură care ne spun că oamenii nemântuiți, necredincioși, se află sub stăpânirea Satanei. Iată în ce sens Dumnezeu este stăpân absolut, dar pe de altă parte îi îngăduie celui rău să aibă până la o vreme o anumită stăpânire. Sau altfel spus, Dumnezeu îi îngăduie celui rău să-i conteste stăpânirea până la o vreme când va fi judecat. Este un lucru pe care Dumnezeu îl permite. Când Hristos a venit la Golgota și a murit, cel rău a primit o lovitură de moarte. Și acum a adus veacul nou, noua împărăție, dar încă nu pe deplin. Până vine Domnul a doua oară și va aduce împărăția pe deplin. Încă există împărăția veche care zace în cel rău și se află sub stăpânirea celui rău. Și atunci despre ce este vorba? Strigătul de biruință este: în sfârșit, Doamne, s-a terminat. Nu mai există nimic din veacul vechi, nu mai există nimic din stăpânirea celui rău. Nu mai există nimeni sub autoritatea celui rău. Despre asta este vorba aici. Vreau să vă dau câteva texte din Scriptură care ne arată adevărul acesta. De exemplu, 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 și 4 spun așa: și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, vedeți? Cine sunt pe calea pierzării? Necredincioșii, nu? Corect. Și apoi continuă și spune cum sunt necredincioșii. Și spune: a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Adică se referă la Satan. Deci mintea celor necredincioși este orbită de Satan, iar Satan este numit aici Dumnezeul veacului acestuia. Adică el stăpânește veacul acesta, neînsemnând că Dumnezeu și-a pierdut stăpânirea sa, ci că doar permite ca pentru o vreme să existe ființe care îi contestă stăpânirea sa, la fel cum de fapt face orice necredincios. Când vin ateii și spun: Dumnezeu nu există! Îl batjocoresc pe Dumnezeu! Dacă există Dumnezeu, să mă trântească la pământ! Ce se întâmplă în momentul ăla? Dumnezeu le permite unor ființe umane, care nu sunt decât praf, să-i conteste stăpânirea. Până la o vreme. Până la o vreme. Alt text. Ioan 12:31 zice: acum are loc judecata lumea acesteia, acum stăpânitorul lumea acesteia va fi aruncat afară. Din nou se referă la lucrarea prin care Domnul Iisus avea să îl învingă pe cel rău, lucrarea de la Golgota, dar cel rău este numit aici stăpânitorul lumea acesteia. Sau, un verset poate și mai cunoscut, Efeseni 6:12, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, adică acestei lumii în ordinea ei creată, cum este acum. Deci, prin jertfa de la Calvar, Domnul Iisus Hristos i-a biruit deja pe toți vrăjmașii săi, nu? Și vedem asta foarte clar în Coloseni, capitolul 2, unde spune că a ieșit biruitor asupra lor prin cruce și i-a făcut de ocară, însă nu și-a instaurat pe deplin împărăția sa, aducând sfârșitul pentru această lume și judecată pentru cei ce contestă domnia sa. Aceste lucruri se vor întâmpla când se va suna din cea de-a șaptea trâmbiță. Și aici avem câteva aplicații importante pentru noi. Prima, chestiunea aceasta ne explică nouă o problemă foarte spinoasă și delicată și sensibilă, și anume problema răului din univers. De ce există rău în univers dacă Dumnezeu este atotputernic și bun? Iată un text care ne explică cu precizie de ce există rău în univers. Răul există în univers nu fiindcă l-a creat Dumnezeu. Răul nu este creat. Răul înseamnă absența binelui. Despre asta e vorba. Răul apare acolo unde lipsește binele, și când oamenii zac în cel rău și sunt sub stăpânirea Satanei, lipsește binele. Și atunci ei fac răul. Și răul există acum în lume, fiindcă Dumnezeu își întârzie manifestarea domniei sale totală asupra acestei lumi,
în sensul judecării și exterminării vrăjmașilor săi. Răul există în lume, fiindcă Dumnezeu le permite celor care îi contestă domnia să existe și să acționeze. Și acțiunile lor produc rău în lume. Nu Dumnezeu face răul. Biblia spune clar că Dumnezeu nu face rău și nu poate fi ispitit ca să facă rău. Știți? Spune clar Biblia lucrul ăla. Nu Dumnezeu face răul. El fiind bun în natura lui, nu poate să facă rău. Ce se întâmplă este că Dumnezeu încă nu împărățește total într-un sens nemijlocit asupra acestei lumi. Dumnezeu este suveran absolut, dar ca să spunem așa, a delegat sau a lăsat o parte din stăpânire unor robei săi, unor ființe create, care batjocoresc proprietatea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta urmează să fie trași la răspundere. Știți cum este asta? Ca pilda aceea care spune că stăpânul a sădit o vie și după ce a sădit vie era a lui, era proprietatea lui, dar a lăsat-o în grija unor lucrători. Și lucrătorii au început să facă rău și când a trimis pe robii săi acolo, când îi vedeau, veneau unul câte unul și îl omorau, până când l-a trimis pe fiul și la fel l-a omorât și pe fiul. Sau, dacă vreți, în Matei capitolul 24 avem o altă imagine a robilor care și ei spun, a, stăpânul nostru întârzie să vină și atunci se apucă și se omoară unii pe alții și îl bate pe robul lui, vedeți? Sunt mai multe texte care ne arată lucrul acesta. Ce înțelegem de aici? Că într-un sens, stăpânul absolut al Universului deleagă o sferă de stăpânire, de responsabilitate unor oameni, unor îngeri, unor ființe, chiar unor demoni. Iar fiecare își administrează această doză de stăpânire pe care stăpânul de deasupra lor le încredințează, cum crede ei de cuvință, mai bine sau mai rău. Și la urmă vor fi trași la răspundere. Vă amintiți că găsim de multe ori în Scriptură această idee. Când vorbește, de exemplu, despre robi și angajatorii lor, spune, purtați-vă cu grijă, cu milă față de ei, ca unii care știți că și voi aveți un stăpân deasupra voastră. Deci e vorba de mai multe straturi de stăpânire. Dumnezeu este stăpânul absolut, dar permite ca sub stăpânirea lui absolută alții să-și exercite stăpânirea, la fel cum îi permite diavolului să-și exercite stăpânirea asupra acestui veac. Modul în care el își exercită stăpânirea, pentru modul în care își exercită stăpânirea, va fi dat, va fi tras la răspundere. Uite, sau cum este omul. Necredinciosul, într-un sens, își administrează viața. Dumnezeu îi permite omului să-și administreze viața. I-a dat o viață, vezi ce faci cu ea. Și pentru modul în care omul își administrează viața și se raportează la stăpânul de deasupra lui, va răspunde într-o zi. Deci, aici avem o bună explicare a problemei răului în univers. Apoi, o a doua aplicație. Avem aici un mesaj al încurajării. Nu vă temeți! Nu vă temeți! Urmează o victorie totală! Uitați-vă în versetul 24. În urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl după ce va fi nimicit orice, e vorba de 1 Corinteni 15, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Acolo în 1 Corinteni 15, unde vorbește despre învierea lui Hristos și învierea noastră, iarăși găsim același limbaj, cum Hristos dă împărăția în mâinile Tatălui și spune în versetul 25 că trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Și care e vrăjmașul din urmă? Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Vedeți? Este un text care ne arată că vine ziua când toți vrăjmașii vor fi nimiciți, inclusiv moartea. Te întrebi acum, a biruit Hristos moartea sau nu? Evident că a biruit-o. Asta proclamăm de fiecare dată când celebrăm învierea Domnului. Mai mor oamenii în jurul nostru? Da. Mor doar necredincioșii? Nu, mor și credincioșii. Vedeți cum se suprapun lucrurile? Într-un sens, deja realizările învierii lui Hristos se văd în sensul că, din punct de vedere spiritual, cine moare, nu moare, ci trece din moarte la viață. În alt sens, încă nu suntem răscumpărați pe deplin. A mai rămas ceva de răscumpărat și acesta este trupul nostru. Singurul care încă n-a fost răscumpărat. Și trupul va fi răscumpărat în fenomenul glorificării, când Domnul Iisus va veni a doua oară.
Și atunci va împărăți pe deplin. Vedeți de ce sar oamenii și îngerii și ființele cerești și se aruncă la pământ și spun: Aleluia! Hai să ne bucurăm! Doamne, îți mulțumim că ai început să împărățești! Vedeți de ce? Că până și ultimul vrăjmaș, moartea, toți vrăjmașii, diavolul, moartea, porocul mincinos, păcatul, nimic nu mai există care să conteste domnia lui Hristos. Când se sună din a șaptea trâmbiță, domnia lui Hristos este totală și de fapt și de drept. Ce bucurie! Ce sărbătoare! Ce lucru extraordinar! De aceea, pentru noi, este vorba despre un mesaj al bucuriei. Uitați-vă că sunt repetate aproape cuvânt cu cuvânt aceleași expresii pe care le găsim în capitolul 11, le regăsim în capitolul 19. În capitolul 11 ce aflăm? Că Hristos a început să împărățească pe deplin, nu? Și te întrebi, și cum ar trebui să reacționăm noi? Da, și ce să facem? Și capitolul 19, de la versetul 6 la 8, ne spune ce să facem. Ia să vedeți cum sunt reluate aproape aceleași cuvinte. Și am auzit un glas ca de gloată multă, și acolo era glas ca de gloată multă, vedeți în 11. Un glas ca de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, chiar își se pune ideea de atotputernicie, a început să împărățească. Vedeți cât de asemănătoare sunt expresiile cu ce găsim în capitolul 11? Și apoi, care este reacția normală a noastră? Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Deci, atitudinea noastră, știind că o să se întâmple aceste lucruri, când citim despre a șaptea trâmbiță, pocăiții spun Aleluia, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Astea sunt cele trei lucruri pe care le avem de făcut. Ce avem noi de făcut până vine Domnul, știind aceste lucruri? Bucură-te, veselește-te și dă slavă Domnului. Glorifică-L pe Domnul. Creștinii trebuie să jubileze, fiindcă știu aceste lucruri, fiindcă își așteaptă mirele, cunoaștem foarte bine aceste realități. Dar, dragi frați și surori, acest triumf regal al lui Hristos include, pe de altă parte, și judecata finală. Și spuneam că a șaptea trâmbiță e ca o monedă cu două fațete. Pe de o parte, o mare bucurie pentru cei credincioși, că nu ne mai temem de nimic, că înțelegem care e problema răului în univers și că știm că la urmă, până și ultimul vrăjmaș, moartea va fi nimicit și aruncată și aniazul de foc, diavolul va fi nimic. Nu, nimic nu ne mai stânjenește, nimic nu ne mai deranjează, nici soarele nu ne mai dogorește și nu se mai fie foame, nici foame, nici sete și nicio lacrimă și nicio durere de măsea, de cap sau de altceva. Nimic nu o să mai fie. Nu mai trebuie să iei pastile. Va fi tot în regulă acolo. Dar pe cât este de mare bucurie pentru ei? Atenție! Biblia ne înștiințează foarte clar în Apocalipsa că acesta este al treilea vaiet și ultima mare nenorocire care va să vină. Pentru că este judecata finală. Uitați-vă la versetul 18 din capitolul 11. Neamurile se mâniaseră. Când se mâniaseră? Când au contestat domnia lui, nu? V-am spus mai devreme că le permite Domnul să conteste domnia. Dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi, proroci și așa mai departe. Ce învățăm de aici? O să ne uităm acum imediat cu mai multă atenție la text. Primul lucru pe care îl învățăm este că judecata finală este o zi a mâniei divine. Vreau să vă spun o mentalitate pe care o veți întâlni adesea când vorbiți cu 90% din oameni. Vă garantez că dacă vorbiți 90% din cei cu care veți vorbi, o să vă spun așa despre judecata finală. În judecata finală nu vom ști cum va fi. Vom vedea, sperăm ca Dumnezeu să fie suficient de bun și milos și chiar dacă am mai greșit noi, să-și arate totuși mila Lui și să ne ierte. Frați și surori, vă rog, fiți foarte atenți ce vă spun acum. Vă spun cu toată încrederea.
Cu siguranță, ziua judecății finale nu va conține niciun strop de îndurare. Nu mergem cu semnul întrebării să vedem cum o fi că poate Domnul va avea milă sau nu va avea milă. Nu! Ziua judecății finale va fi 100% o zi a mâniei, fără niciun pic de milă. Și dacă oamenii nu bagă bine în cap chestiunea asta, nu se vor pocăi. Biblia spune așa: neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. Parcă este un schimb de replici aici. Dumnezeu răspunde cu mânie la mânia oamenilor. V-am lăsat pe voi să vă mâniați cât ați vrut. Acum e rândul meu să mă mâni. Vă amintiți cât de clar este prins acest lucru și în Isaia 61, când spune despre anul de îndurare al Domnului, urmat de anul de îndurare de o zi de răzbunare. Judecata finală este o zi de răzbunare. Este o zi a mâniei. Nu va fi niciun gram de milă dumnezeiască. Avem aici, sigur, un ecou din psalmii mesianici. Vă dau doar un exemplu, psalmul 2, unde găsim ecoul. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicându-te, acum aici e mânia lor, când contestă domnia. Să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Da? Deci contestarea domniei. Dar apoi spune cel ce șade în ceruri, Domnul își bate joc de ei. Și atenție ce spune textul. Apoi, versetul 5. În mânia lui le vorbește și îngrozește curgia sa zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, pe muntele meu cel sfânt. Și așa mai departe. Uitați-vă, iar așa, cum se termină versetul 11 și 12 din psalmul 2, zice, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând, dați cinste fiului, adică nu contestați domnia lui, ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Despre ce este vorba aici? Imediat când auzi cuvintele astea, se ridică ceva în noi, așa, un gest de răzvrătire și de ciudă și de nervi, care spune, dar parcă știam că Dumnezeu e bun. Eu parcă știam că Dumnezeu e milos și îndelung răbdător și plin de bunătate și are milă. Eu așa știam. Ce-mi spui tu mie aici? Cum adică în ziua Domnului nu va fi gram de milă? Nici un strop măcar de milă. Și răspunsul este acesta. Dumnezeu își arată din belșug râuri și fluvii de milă și de îndurare acum. În Hristos. Acum este vremea milei. Când vezi oameni care înjură de Hristos în ultimul hal, când vezi oameni care păcătuiesc cunesați ca nebunii și Dumnezeu nu-i trăznește, ce este asta, dragilor? Nu este asta mila Domnului? Când mănâncă din pâinea Domnului și beau apa Domnului și păcătuiesc păcate de ți-e și rușine să vorbești, nu este asta mila Domnului? Acum este vremea milei. Acum Domnul primește pe oricine vine. În Hristos și-a arătat toată îndurarea. Acum este anul îndurării. Și Domnul spune, pe oricine va veni la mine, nu-l voi respinge. Acum, dacă vine cineva și spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, Domnul Iisus îl primește cu atâta dragoste. Pe nimeni nu-l alungă dacă vine. Primește cu atâta dragoste și atât de mult a iubit Dumnezeul meu și o iubește acum. Dar în ziua judecății va fi ziua mâniei mielului și nu va mai fi strop de milă, căci mila a fost arătată în Hristos. De aceea, vedeți credincioșii ce se spune despre ei la judecată? Credincioșii nu sunt judecați ca să se decidă dacă sunt mântuiți sau nu.
Da? Este important lucrul ăsta. Uitați-vă ce spune versetul 18. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi, proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău. Vedeți? Să răsplătești. Pentru că dincioși, judecata este o răsplată. Și apoi continuă, dar pentru necredincioși, spune, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Vedeți diferența? Această zi a judecății pentru cei ce sunt copiii Domnului, sfinții Domnului, este o zi de răsplată. Pentru ceilalți este o zi de prăpăd. Următoarea aplicație. Judecata este universală. Spune aici mici și mari. Asta înseamnă că nimeni nu va putea eluda ziua judecății divine. Și Dumnezeu va judeca pe omul simplu exact la fel ca pe împărați. Uitați-vă la toți președinții de state, la toți împărații despre care ați citit că au existat, la toți guvernatorii, ambasadorii, bogații, magnații, starurile, exact la fel vor fi judecați. La fel ca ultimul om, cel mai sărac om, cel mai simplu om. Mici și mari. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Cine e în Hristos este mântuit, cine nu va fi judecat. Apoi, un alt lucru pe care îl învățăm și trebuie să nu uităm de aici, în textul ăsta, că Dumnezeu este atotputernic și doar El este așa. Versetul 19, partea finală spune, și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și grindină mare. Astea sunt expresii pe care le-am întâlnit și în capitolul 4 și am explicat atunci că sunt moduri de a exprima puterea lui Dumnezeu, măreția lui. Vă amintiți că întâlnim asta când se coboară pe muntele Sinai, fulgere, fum, se cutremură. Deci este o imagine a maestății. Ne arată încă o dată că tot ce se întâmplă, se întâmplă fiindcă Domnul e atotputernic. Diavolul devine ridicol. Devine o scamatorie, devine un nimic. Și toată cohorta diavolească și toate lăcustele alea care se ridică din adânc și totul e nimic. Dumnezeu este atotputernic. Asta încearcă să ne arate textul prin expresiile astea. Și apoi un ultim lucru, că judecata finală în sfârșit face posibilă prezența nemijlocită a lui Dumnezeu. Asta înseamnă versetul 19, prima parte, și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. V-am explicat că nu există un templu în cer. Și asta ne arată finalul cărții Apocalipsa. Este simbolic aici. Templul simbolizează prezența lui Dumnezeu. Nu va mai fi nevoie de templu acolo. De asta se și pune accent și s-a văzut ce? Chivotul legământului. Ce era chivotul în vechiul templu ăsta pământesc? Era simbolul prezenței sublime a lui Dumnezeu. Acolo se vedea cel mai mult prezența lui Dumnezeu. De asta nimeni nu putea intra în Sfânta Sfintelor unde era chivotul, fiindcă intra în prezența lui Dumnezeu și dacă intra nepregătit, murea. Și acum ce vrea să spune Ioan aici este că atunci când se va întâmpla treaba asta, în sfârșit se vede chivotul. Adică în sfârșit, prezența totală, nemijlocită, direct tronul lui Dumnezeu este peste întreg universul. Nu va mai fi moarte, vrăjmaș, satană, demon, nimic. Nu va mai fi nimic care să blocheze, să nu simți prezența Domnului, să nu vezi prezența Domnului. Acum Domnul este prezent peste tot, e adevărat, și acum este prezent peste tot. Dar nu se vede la fel prezența lui Dumnezeu. Că atunci când te uiți, de exemplu, că se întâmplă o nenorocire, un păcat, o lucrare satanică, nu poți să vezi prezența lui Dumnezeu acolo, deși Dumnezeu este prezent, nimic nu este dincolo de ochii Săi. Dar vine o vreme, spune textul, când așa va fi de prezent Dumnezeu încât se va vedea clar, nu mai există nimic care să stânjenească prezența Lui sau să obtureze prezența Lui. Asta înseamnă că s-a văzut templul deschis și chivotul acolo. Este vorba de triumful regal al Domnului Iisus Hristos. În încheiere vreau să spun, există doar două atitudini potrivite în așteptarea triumfului regal al Lui Hristos. Când va suna trâmbița a șaptea. Fie o atitudine de bucurie mare pentru cei credincioși. Bucurați-vă, frași și surori! Păi da, bucurați-vă până nu mai puteți. Că e mare bucurie. Voi vă dați seama ce mare har este. Bucurați-vă că suntem pe stâncă, că harul Domnului ni s-a arătat, că ne așteptăm pe mirele noastre. E mare bucurie! De asta creștinul trebuie să-și trăiască viața cu bucurie.
în așteptarea regelui și a triumfului său, dar cealaltă atitudine, pocăință imediată pentru toți ceilalți. Nu poți să-l aștepți altfel decât așa. Ori te bucuri tare că ești mântuit, ori dacă nu ești mântuit, te pocăiești imediat. Pentru că cine nu se pocăiește acum cât încă e în durare, va înfrunta acea zi a judecății. Când zic unii, vom vedea, Domnul va cântări fapte bune, fapte rele, sperăm în mila Lui, așteptăm. Și sunt teologii care dezvoltă asta, este total împotriva Scripturii. Biblia ne arată în multe locuri că în ziua judecății nu va exista milă. Nici nu se mai pune problema de milă, doar de dreptate. Doar dreptate și mânie, nici un pic de milă. Acum este milă din belșug. Și este milă și pentru tine. Orice ai făcut, dacă te pocăiești, Domnul este gata să-și arate mila Lui. Poți fi copilul Lui. Domnul să ne ajute să așteptăm venirea Lui și să fim din aceea toți, să fim din aceea care se bucură de venirea Lui și de triumful Său regal. Amin.